Bună ziua, eu sunt David. Din toate aceste cărți pe care le-am citit, una singură mi-a plăcut cel mai mult. Aceasta, Orcuța și un bunic de milioane, scrisă de Alex Moldovan. În această carte este vorba despre o fată de 12 ani, care îi apare mătușa pe care nu a recunoscut-o la ușa ei și îi zice să meargă cu ea. Aceasta o duce în mașină și se opresc la fast food, apoi la un hotel de 5 stele, unde se duc la restaurant și se întâlnesc cu Maximilian, un angajat de-al bunicului Olguței, care se dovedește a fi destul de rău pentru că amenință pe mătușa Ninei. Apoi ele se duc în camera lor de hotel, la ultimul etaj. Le vine mâncarea pentru că la restaurant nu au apucat să mănânce. Se uită la un film, după care se culcă. Apoi Olguța se chinuie să doarmă, așa că se duce la mătușa ei, Nina, care la mijlocul nopții se duce pe balcon să vorbească la telefon. Dimineața Olguța se trezește singură în camera de hotel și fără cheie încuiată în cameră, nu știe ce să facă. Se coboară pe un burlan de la hotel și se întâlnește cu Victor. Victor era un personaj de 14 ani care era în aceeași clasă cu ea și care a fost angajat de Nina să aibă grijă de Olguța. Acesta o duce pe Olguța jos la restaurant să mănânce ceva, apoi o duce la piscină 2 ore. Acesta îi spune Olguței că are cheile de la hotel și s-au dus la ultimul etaj al hotelului, în camera lor, și se întâlnesc acolo cu Maximilian. Apoi fug de el și se duc afară. Victor îi spune Olguței că trebuie să se întâlnească cu Nina la ora 8. Victor reușește să ia un taxi pe gratis și apoi ajung la ora 6 în fața unui magazin de încălțăminte și de haine. Se opresc acolo și intră înăuntru. Apoi se uită cineva urât la ei. Intră și Maximilian și Olguța se preface că are o prezentare de mâine. Ies din magazin și iau un autobuz. Se așează pe banca din spate și Victor e în urmă și nu-i prinde. Apoi se opresc undeva și Victor, ca prin minune, apare și îi găsește. Și le spune Olguței și lui Victor că trebuie să meargă la casa bunicului Olguței, iar Olguța acceptă. Nu își dădu seama în sfârșit că dacă nu-l acceptă pe Maximilian, o să îi urmărească pe ea și pe Victor toată viața ei și nu va mai scăpa de ea. Așa că se duc la casa bunicului. Acolo nu îl găsesc pe bunicul, doar o scrisoare când îi zice că vin mâine. Apoi Olguța și Victor se duc în bibliotecă. Și găsesc un pasaj secret către biroul bunicului. Mai întâi încearcă să intre pe ușă, dar doi gardieni nu îi lasă. Când intră Olguța și Victor în biroul bunicului, văd acolo mai multe tablouri cu el și cu alte personaje importante și în mijloc unul mare cu Olguța. Olguța mai vede un dosar roșu pe biroul bunicului și face poză la fiecare foaie, apoi intră în bibliotecă.
apoi intră în bibliotecă, apoi se duce în camera ei și se culcă. A doua zi dimineața a venit și bunicul Olguței. Toți se duc în sufragerie să discute și bunicul o anunță pe Olguța că prin tot ce a trecut ea în weekendul petrecut cu Nina și Victor, a fost de fapt un test. Bunicul Olguței voia să-i testeze cum se poate descurca în activități grele. Apoi dau o petrecere și cu asta s-a încheiat cartea. Mie mi-a plăcut foarte mult cartea Olguța și un bunic de milioane pentru că este plină de aventură. La început nu, dar apoi e multă aventură. Vă recomand să citiți această carte pentru că și să citiți în general, pentru că fiecare carte citită e o lume descoperită. Spor la citit!